Bună ziua, bine ați venit la lecția 26 din caietul de vacanță pentru clasa a 5-a. Dragii mei, textul suport este acesta. Aici începe, da? Facem captură de ecran și am să vă mai... dau și celelalte pagini pe care se întinde testul nostru. Aceste două pagini. Gata? Și evident vom merge și mai departe. Haideți să citim fragmentul suport. Face parte dintr-o poveste, Crăiasa zânelor, basm cules de Ion Pop Rețeganul. Se dă fragmentul. Se uită lung fiul de împărat cum mărțoaga îmbuca cu lăcomie din jar, dar nu zise nimic. Gândea însă în mintea sa. Dacă mă voi duce cu schiloada asta, nu stau bun că o să ajung departe. Numai împrejurarea că mânca foc îl făcu să nu crează, că mumă sa l-ar fi păcălit. Calul însă zise. Scuzați-mă puțin. Drag domnul meu! Știu ce gândești, dar nu te teme, bun e Dumnezeu și bună minte ți-a dat de mai căutat. Gată-te de cale, dar până atunci mai dă-mi un vrav bun de jar să mă satur. Apoi îmi poruncește cum să merg, ca vântul sau ca gândul. Și merse fiul împăratului cu mărțoaga acasă. Frații cei mai mari nu își putură stăpâni râsul. Când îl văzură, cu ce cal voiește a pleca, pa cel mai mare chiar zise-n bat jocură. Pare mi se că de ceilalți te temi. Tatăl său însă nu se învoia odată cu capul a-l lăsa să plece cu acel cal. Dar, după multă rugare, în urmă zise, acum fă ce știi, eu nu mă mai amestec. Și dă-te feciorul un vrav mare de jar calului, care sfărăi odată de toți scântei îi ieșiră pe nări, apoi se scutură de-i căzut tot părul de pe el și rămase numai cu un păr luciu galben ca aurul și era acum calul mai frumos decât toți cât să-i avea împăratul. Atunci zise împăratul, Cu calul acesta am umblat și eu a peții. După aceea, intră feciorul în chilia împărătesei, să și e rămas bun, iar ea îl sărută și îi dete trei lucruri, un inel, un ceas și o lădiță de aur. Aceste trei daruri aveau un preț foarte mare, deoarece inelul răspândea lumină ca soarele. Ceasul strălucea tot ca soarele și dacă îl puneai pe masă deschis, cânta mai frumos decât toate muzicile din lume. Iar lădița asemenea era strălucitoare ca un soare și când o puneai pe masă și o deschideai, ieșeau din ea cele mai bune mâncăruri și băuturi ce sunt pe astă lume. După aceea își încinse paloșul cel ruginit, își luă sănătate bună de la tată său și de la frat și hai la drum. Apoi îl întrebă calul, domnuțul meu, dar cum să te duc, ca vântul sau ca gândul? Să mă duci ca gândul, răspunse feciorul și începură a merge întâi mai lin, apoi tot mai tare, până nu se mai vedeau. Exerciții.
Exercițiul 1. Scrie forma literară a cuvintelor subliniate în text. Să nu creează, să nu creadă. Atunci, atunci. Mumă sa, maică sa. Gată-te, pregătește-te. Vrav, vraf. Exercițiul 2. Menționează personajele care apar în cadrul acțiunii. Personajele care apar în cadrul acțiunii sunt fiul de împărat, mărțoaga ce a devenit ulterior cal, frații mai mari, tatăl băieților și împărăteasa. Exercițiul 3. Transcrie două repere spațiale. Două repere spațiale sunt acasă și chilia împărătesei. Exercițiul 4. Consider că fiul de împărat are o fire prevăzătoare sau naivă în alegerea calului ca însoțitor de drum. Eu consider că fiul de împărat are o fire prevăzătoare atunci când alege calul ca însoțitor de drum. De ce vorbește exercițiul 5? De ce vorbește calul? Calul vorbește pentru că este un cal fermecat, înzestrat cu puteri miraculoase. Exercițiul 6 ordonează în scris ideile principale și ideile corespunzătoare, asemenea evenimentelor din text, încât să elaborezi planul dezvoltat de idei pentru fragmentul de mai sus. Ideea 1. Feciorul ajunge acasă cu mărțoaga. Ideea 2. Frații cei mari ai fiului de împărat îl iau în râs când îi văd calul. Ideea 3. Calul mănâncă jăratic. Ideea 4. După ce a înghițit tot jarul, mărțoaga capătă o înfățișare galbenă ca aurul de o frumusețe rară. Ideea 5. El gândește că este un lucru tainic că poate calul să mănânce jar. Ideea 6. Datorită acestui miracol, calul este ales ca însoțitor în călătoria pe care urma să o facă fiul de împărat. Ideea 7. Fiul de împărat alege calul care a mâncat jarul. Ideea 8. Împărăteasa îi oferă fiului daruri. Ideea 9. Darurile primite sunt inel strălucitor, un ceas care cântă și o lădiță de aur. Ideea 10. Feciorul de împărat este purtat de calul său. Ideea 11. Calul îl poartă pe fecior într-un zbor ca gândul. Următoarele pagini pe care le vom lucra sunt acestea două și vă rog să faceți din nou captură de ecran. Gata? Ok. Grupează în perechi ca sinonime următoarele cuvinte. A aduna, sinonim a acumula. Cutremur, seism. Erudit, învățat. A porni, a debuta. Calamitate, nenorocire. Atroce, înfiorător. A hotărâ, a decide. Zadarnic, inutil.
Exercițiul 2 precizează sinonimele cuvintelor subliniate în versurile de mai jos. A. Iar la cea măicuță să nu-i spui drăguță, că am avut nuntaș, braz și păltinaș, preoți munții mari. Sinonimele cuvintelor subliniate sunt măicuță, mămică, drăguță, dragă, nuntaș, participanți la nuntă, preoți, popi, mari, imenși, măreți. B. Stea palidă a serii, tu, sol trimis din zare, ce de amurguri fruntea sclipindă îți desprins, cu ochiți, din palatul de azur au ce cuprins? Ce vrei să vezi în depărtare? S-a potolit furtuna și vântul a încetat. Cu freamăt blând, pădurea își lăcrimează dorul. Un flutur de aur, lin, prin livadă, zborul, prin mirezme și-a luat. Zborul prin mirezme și-a luat. Ce cauți peste lumea ce doarme în stihie? Parcă spre munți acum cobor la pas ușor. Pleci surâzând, prieten plin de melancolie, iar ochiul tău clipește în zăr tremurător. Poezia se intitulează Stea palidă a serii. Sinonimele sunt următoarele. Stea, astru. Zare, univers. Sclipindă, sclipitoare, strălucitoare. S-a potolit, s-a liniștit. Freamăt, foșnet. Pădurea, codrul. Lin, blând. Mirezme, mirosuri. Stihie, fantomă, sau doarme în stihie, doarme într-un loc necunoscut, larg și înfricoșător. Ușor, lin, surâzând, zâmbind. Melancolie, tristețe. Tremurător, mișcător. Scrie 4 sinonime pentru cuvintele adăuga și onest. Doar pe astea două le vom lucra. Sinonime pentru a adăuga, a adăugi, a alătura, a suplimenta. Pentru onest, sinonimele sunt cinstit, corect, loial, integru. Exercițiul 4 asociază sinonimele. A alege, sinonima selecționa. Flexibil, sinonim mlădios. Indecent, sinonim necuvincios. Destin, sinonim soartă. Erudit, sinonim învățat. Fortuit, sinonim neprevăzut. Înțelegere, sinonim acord. Convenabil, sinonim potrivit. Exercițiul 5, sinonimul cuvântului solitar este A. Necăjit, B. Singuratic, C. Pustnic. Răspunsul corect este varianta B. Singuratic. Exercițiul 6, completează cerchinele cu sinonime pentru cuvântul furtună. Sinonime pentru cuvântul furtună sunt vijelie, uragan, vâj, vifor, vântoaie, vicodol, zbucium, frământare. Exercițiul 7. Scrie antonime pentru cuvintele. Antebelic, antonim postbelic. Hipotensiv, antonim hipertensiv. Înzăpezit, antonim dezăpezit. A vorbi,
Antonim a tăcea. Bogăție, antonim sărăcie. Bunătate, antonim răutate. Adept, antonim potrivnic. Libertate, antonim constrângere. Predecesor, antonim succesor. Etern, antonim limitat, în timp. A înlesni, antonim a îngreuna. Da, antonim nu. Pe, antonim în. Exercițiul 8. Scrie câte 3 exemple de substantive antonime. Uriaș, antonim pitic. Femeie, antonim bărbat. Domnitor, antonim supus. Acum 3 adjective antonime. Mare, antonim mic. Grandios, antonim umil. Tânăr, antonim bătrân. 3 verbe antonime. A vorbi, antonim a tăcea. A iubi, antonim a urâ. A permite, antonim a interzice. Exercițiul 9 zice să completăm spațiile cu antonime potrivite. Și am completat așa. Prietenul meu este când bun, când rău. Uneori se comportă frumos, alteori așa de urât încât nu-l mai recunoști. Poate de aceea mulți dintre colegii lui i-au devenit din prieten un adevărat dușman. Dar nu mi se pare că sună bine. Poate de aceea multora dintre colegii lui le-a devenit din prieten un adevărat dușman. Așa, da. Exercițiul 10. Găsește antonime pentru 4 cuvinte din versurile de mai jos. Eu am ales cuvintele se bucură, antonim se întristează, vin, antonim pleacă, veselie, antonim tristețe, feciori, antonim moșneci. Exercițiul 11. Oferă câte o pereche de antonime a căror opoziție de sens este referitoare la spațiu. Larg, antonim strâmt. Referitoare la timp, de vreme, antonim târziu. Referitoare la calitate, bun, antonim rău. Referitoare la cantitate, mult, antonim puțin. Referitoare la relații, prietenie, antonim, dușmănie. Exercițiul 12. Oferă câte o pereche de antonime a căror opoziție de sens e referitoare. Banul 12. Grupează cuvintele în perechi de antonime. De unde am scris eu 12? Că nu-l mai știu. Totdeauna are antonimul niciodată. Înăuntru are antonimul afară. Aici are antonimul acolo. Pretutindeni antonim nicăieri ar trebui să fie. Da. Afară antonim înăuntru. De vreme antonim târziu, pe acolo l-am zis, deasupra antonim dedesubt, ziua antonim noaptea, înainte antonim înapoi, niciodată antonim totdeauna, nicăieri antonim pretutindeni, târziu antonim de vreme, dedesubt antonim deasupra și înapoi antonim înainte.
Exercițiul 13. Scrie antonime pentru 5 cuvinte din textul de mai jos. Eu am găsit următoarele cuvinte. Bunătățile, antonim răutățile. A dăruit, antonim a primit. Frumos, antonim urât. Simplu, antonim complicat. Vesel, antonim trist. Exercițiul 15, compunerea nu vă fac eu, o să o faceți voi, căci dacă v-aș dicta o sau aș face-o eu, m-ar exprima pe mine gândurile mele și viziunea mea despre viață, care sunt cu totul diferite față de viziunea voastră, pentru că noi avem vârste diferite. E o diferență foarte mare de gândire și de vârstă. Și dacă aș face eu compunerea, m-ar exprima pe mine, nu pe voi. Deci facem exercițiul 15. Alcătuiește câmpul lexical la 10 cuvinte nume de însușiri prezente în textul de mai jos. Și eu, dragi copii, am ales următoarele. Frumoasă, chipeșă, înaltă, elegantă, plăcută. Câmpul lexical știm că este format din cuvintele care au legătură ca și înțeles. Avem câmpul lexical al fructelor, al florilor, al plantelor, al hainelor. Împărăteasă, curte, slujitori, prinți, caleașcă, împărat, curteni, dans. Umărul, câmpul lexical, brațul, piciorul, cotul, gâtul, spatele, genunchiul, clavicula. Ușa, câmpul lexical, poarta, casa, fereastra, clanța, mânerul, perdeluța, cheia, broasca. Arsă, câmpul lexical, foc, jar, jăregai, lemn, flacără, pompier, cenușă, grătar. Cărările, câmpul lexical, drumurile, pădurea, pomii, pământ, iarbă, brazi, pietre, întunecos. Smarald, câmpul lexical, rubin, diamant, cristal verde, piatră prețioasă, inel, a purta, mină, bijutier, bijuterie, scump. Bolți, câmpul lexical, cer, arc, albastru, arcuit, înstelate, întunecoase, noapte, stele, strălucire, catifea. Cântecul, câmpul lexical, cântăreț, orchestră, interpret, instrument, dirijor, scenă, festival, sărbare. Chitară, vioară, harpă, contrabas, pian, acordeon, orgă, chitarist, instrument, instrumentist, electrică, rece. Exercițiul 16. Extrage din fragmentul de la exercițiul anterior cuvinte din câmpul lexical al deplasării. Câmpul lexical al deplasării. Intră, a lăsa, cutreieră, umblă, se apropie, se afundă, se întoarce, tălpile, vine, pleacă, cărare, să se apropie, sări, să pășească, se ducea.
17 scrie sinonime pentru 5 cuvinte din enunțul subliniat de, în textul de la exercițiul 15. Privea, sinonim se uita. Cărări, sinonim poteci. Piroteală, sinonim amorțeală. Mângâiere, sinonim alint. Fericit, sinonim bucuros. Exercițiul 18. Care dintre cuvintele date fac parte din câmpul lexical al animalelor sălbatice? Câmpul lexical al animalelor sălbatice: veveriță, jder, cârtiță, maimuță, vulpe, licon, lup, urs, tigru, leu, crocodil, rinocer, zebră, girafă. Dragii mei, vă mulțumesc pentru participare. Dacă v-a plăcut lecția, vă rog să-mi lăsați un like și vă mai rog să vă abonați, pentru că acesta este un canal gratuit. Dar ca să-l pot menține gratuit în continuare, am nevoie de un număr foarte mare de abonați. La revedere!